comunului de Bucurucă, ședință care se face la sediul primăriei locale cu următorul proiect al ordinii de zi. La punctul numărul 1, aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local din data de 31.10.2017. Punctul numărul 2, proiectul hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile de decembrie 2017, ianuarie și februarie 2018, inițiator Consiliul Ireșneu. Punctul numărul 3, proiect de hotărâre privind aprobarea planului local de acțiune pentru protecția apelor împotriva polurii cu nitrați din surse agricole în comuna lui Zicălugăr și Bacău, inițiator primarul comunei lui Zicălugăr. Punctul 4, proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de voluntariat care se va încheia între persoane involuntare din cadrul Serviciului Voluntar pentru Stați de Urgență și Consiliul Local al Comunei lui Zicălugăr, județul Bacău. Punctul numărul 5, proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor și taxelor locale, precum și altor taxe locale care constituie surse de venit a bugetului local pentru anul 2018, inițiator primarul comunei. Și la punctul 6, trebuiau să fie diverse, dar suplimentat cu o rectificare de buget. Dacă sunteți de acord cu suplimentarea ordinii de zi, cu proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local, aveți fiecare dintre dumneavoastră. Propun să votăm. Sunteți de acord? Invitate, vă mulțumesc. Și la punctul numărul 7, diverse. Dacă sunteți de acord cu ordinea propusă? Da. Mulțumesc. Propun să intrăm în ordinea de zi. La punctul 1, aprobarea procesului verbal ședinței ordinare Consiliului Local din data de 31.10.2017. Stăm la mapă. Sunt obiecții, întrebări? Dacă nu, propun să trecem la vot. Sunteți de acord cu procesul verbal al ședinței anterioare? Mulțumesc. La punctul numărul 2, proiectul de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru 1 decembrie 2017, ianuarie și februarie 2018. Așteptări propuneri pentru alegerea. Deci este o propunere, domnul consilier David? Da. Dacă sunteți de acord? Da. Mulțumesc. Deci, domnul consilier David Edmond Leonard va fi președintele de ședință pentru următoarele 3 luni, decembrie 2017, ianuarie, februarie 2018. 2 ani, da? Da, 2 ani. Întotdeauna cine liberește la cumva dintre ani, 2 ani. Trebuie să mai bogat, adică. Da, sper că v-ați luat mapele de acolo, da? Da, am bolit, deci nu va fi președinte o noapte. Doi ani. Da. Punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului local de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole din comuna lui Zicălugăr și Bacău. Să vă luăm apă. Ceea ce vreau să completez eu în afară de ce... Anexa, dacă vreți să vă uitați și dacă sunt liberi. Nu, completare vreau să fac acolo. Deci ar fost o propunere pentru dejecții de la animale. Da. Ar fi fost două variante. O variantă să facem noi acele platforme în puncte din comună și fiecare proprietate să-și facă în curte, fiind individual. Cei care au animale. Da. Noi dacă înființam acele platforme iar pentru aceste direcții, iar făceam în... De-abia am reușit să stabilizăm la Grafa Manoli și cât Bahna cu... Programul nostru a fost pentru a face fiecare... Da. De asta se face. Să aibă și grijă și tot.
Deci, prin proiectul de hotărâre s-a propus ca fiecare fermier să facă platformă individuală. Da, e cel mai bine. Pentru respectarea legislației privind mediul. Noi, fiind europene, suntem obligați să respectăm legislația Uniunii Europene pe mediu. Da. Hai, tot de acolo. Toată o sar la mapa s-a avut, alte întrebări dacă sunt. Nu. Vorbim de un somn, să fie conform mediului. Conform mediului, conform mediului. Dacă o să la TV și așa, nu trebuie să suntem de acolo. Așa, nu vorbim de animale să le zice să-i cage. Căzumiței au început să crească orice, orice și cam vejoare. Să ne mai reușăm cu ceva. Așa. Deci planul ăsta din nitrați, cred că suntem prima comună care îl facem. Așa. În perioada asta, 2017-2020. Așa că doamna ingineră Catrine trebuie lăudată. Trebuie lăudată. Mai, dată și bine. Mai așteptăm niște evenimente de la dumneavoastră ca să luăm de... Este făcut. Probabil că după noi o să ia șansă. După ce o să-l trimitem la direcția agricolă. Foarte bine. Da? Acolo aia să ne laudă. Până să ne laudă alții, mai bine să lăudăm noi. E cu bătutul pe omul și da. Bun, dar acum să te întrebă că cum să trecem la vot. Sunteți de acord cu proiectul de hotărâre privind aprobarea? Da. Da, cred că mulțumesc. La punctul numărul 4, noi avem acel SVSU, acest prescurtat, Serviciul Voluntar Prestat de Urgență, unde sunt în număr de membri. Da. Aș fi dorit dacă se putea anexa o listă cu persoanele care sunt. Pentru că să știm și noi cine sunt, cei care fac parte din că după ce se aprobă, se aprobă hotărârea, se încheie alte contracte. S-ar putea ca persoanele care sunt acum să nu mai fie de acord. E, atunci, când o să fie? Să fie la o limită de vârstă, nu este limită de vârstă. Nu mai este limită de vârstă, nu. Deci, până acum, dacă știți, din 2012, noi acordam această scutire de 100%. Și acum se reduce la 75%. Dar așa scrie în proiectul de hotărâre, 75%. Dar putea să mai fie care nu... Dar așa e o sumă foarte mică. Pentru că e vorba din costul pe clădire și terenul aferent. Nu e așa de mult. Deci la nivelul... În 2016 era vorba de vreo 2000 de lei. Deci e o sumă mică. Este singura formă de persoană. Nu, per total. Per total am fiscal. Este singura formă de a fi încurajat într-un fel, dar să stimulat. Mai sunt șapte, dar sunt mai complicate. Mai sunt mai complicate. Și acea asigurare de sănătate, în cazul doamnei ferești, merge la un cer din care unii dă în cap. Da, asta mi se pare corect. Obligatoriu. Obligatoriu. Nu și să n-aibă activitate deloc. Așa ar fi de... Dar este o formă în care noi putem să-i recompensăm și... Mai mult de atât. Da. Și de asta s-a pus și separat, pentru că se încheie un alt contract de voluntariat. Da. Da? După modelul prevăzut în hotărârea din guvern 1500. Da, după colectiv. Nu, nu, nu. Legislația nu s-a schimbat. Păi atunci se bate tare în isul ăsta de după colectiv. 1579 din 2005 este statutul personalului voluntar și serviciile de urgență voluntare și anexa. Deci noi am mai aprobat un model de contract de voluntariat în 2007. Cel dinainte. Da? Da. Și în anexă, vedeți acolo, am precizat reducere din impozitul local pe perioada. Asta ca să nu avem probleme nici cu curtea de conturi. Când vine, da? Dacă e legal, ne putem... Acolo care nu e o mărință, a zis?
Vreau să se luăm alte măsuri sau? Păi, în modelul ăsta de contract involuntariat, vedeți că sunt mai multe drepturi. Da? Sunt mai multe drepturi, da? Deci mai acolo. Să beneficieze de scutire pentru următoarele taxe locale. Să beneficieze de scutire de următoarele servicii în folosul comunității. Deci sunt mai multe posibilități de a se remunera. Da. Dar eu aș vrea propunere, s-a dat în acasă, să vină cartel de cărți din Răb, să nu fie dintr-o stradă 5 și dintr-o stradă să nu vină și așa. Dar așa, așa e. Dar mă desc, așa să știți că nu prea vor să vin. Nu, dar pe cartel, foarte greu și vin. Nu, în mare măsură așa s-au găsit băieții, da. În fiecare sector să... Acum că sunt, deci că sunt și probleme din asta, de exemplu, prevenirea incendiului, ocultare, știți, să lăsăm, de ales, putea trebuie, patru, un lasă, mă lasă, ăștia, dar voluntar, dar putea zică, doamne. N-au nici treabă. Da, da, din cauza asta, uite, venea Dumnezeu din incendiu ceva, blocat, nu știu ce fac. S-a întâmplat în 2013, frate, sau cum e. Da, da. Cei care și-au făcut datoria să fie rugați să rămână. Na. Reducerea de la 100% la 75% prevede legea sau nu, ați redus? Nu, atât s-a propus. Atât s-a propus. Deci poate să fie și modificat la miresc 100%. Asta a fost o propunere. O propunere. Deci noi putem veni cu alte propuneri. Să rămână cu 100%, dacă credeți că așa e puțin. Așa sunt puțin și se întrebătesc. Dacă așa e puțin și se întrebătesc, să iei cu ajutor. Dacă e scutit de 50 de lei și sunt de 10 ori pe an sau așa, pentru 50 de lei, că nu aveți tot timpul să mă duc. Da, să profesor. Facem acele intervenții mă la case locuiți. Mai cel mai urât pe prevăzut. Dar avem la pășurile, avem în pădure. Ăștia se corestieră care iau foc de banul ăsta, nu știu care am fost. Nu cred că ridicăm bugetul local cu aia 5% la locul sau oră. Plus prevenția. Deci prevenția este foarte importantă. Ne-am luat anul ăsta cu 10 pixuri. Este foarte bun pentru eu. Adică să mergi propoate sau acolo. Pe 5 ori, acolo. Deci să înțeleg că este o propunere 100%. Sunteți de acord cu varianta propusă de 100%? Cine propune cu 100%? Domnul Solomon. Dumneavoastră, domnul Solomon? Da. Deci aș mai ținea respingi asta cu 100% și dacă sunteți de acord, înțeleg. Sau se poate pune 90%, n-ai știu. Deci mai propune, mai să se zice. Haideți mai propune, poate mai puțin. Deci până acum, din 2012, au fost 100%. Încheiem din nou contract de voluntariat, ca să fie în regulă, să fie în picioare la orice organ de control. Dacă avem în spate legea... Deci dacă nu mai este nicio propunere, propun să votăm. Pentru ce este pentru varianta propusă de 100% de grupă? Deci trecem acum la punctul numărul 5. Unde o să rugăm, rog, să fiți mai atent, dacă nu vei să poți să stați locale. Punctul numărul 5 pe ghiotele privind aprobarea impozitelor și taxelor locale, precum și altor taxe locale care sunt surse de venit a bugetului local pe anul 2018. Da. Ce s-a modificat din față de azi? Trec cu ce s-au făcut modificări. Da. Este acea taxă, că așa am trecut-o născut o doar de discuții, să găsesc. Putem la 2%? Da. Da, da. Deci este foarte mic de 2%. Dar este și mai mic. Este maximă. Nu? Minimum. Nu e maximă. Eu mă uit în articolul 457 din cod fiscal. Da? Și spune așa. Studierea legii, da? Aflate proiectată persoanele fizice în vârstă pe gătiri se calculează prin aplicarea unei cote cu fise între 0,08% și 0,2%. Și aici se face referire la, ziceți aici așa,
În cazul în care la adresa credit este exact un versiun fiscal la care nu se desfășoară nicio activitate economică, impozitul se calculează conform articolul 457. Se mai face referire și la, încă o dată, tot la 457 și încă o dată la, la 458. Da. Și aici, după aia, așteptați să vină specialista și vă răspund. Vă răspund din specialista imediat. Da. La fel ca în trecut, persoanele care au interes patrimonial nu vor vota acest proiect de hotărâre. Cei care sunt proprietari, da? Proprietari, exact ce zice articolul 46. Cei care sunt proprietari, ok. Personal, fie prin soț, soția, fiind sau rude până la gradul 4 inclusiv, au un interes patrimonial în problema supusă dezbatere. Deci, după mintea mea este, cei dintre dumneavoastră care știți că aveți interese patrimoniale vis-a-vis de oricare din taxele astea, o să vă rog să nu votați. Să vă abțineți. Să vă abțineți de la vot. Ne abținem cu toți pe aici. Nu știu că ei, nu știu că ei. Iar toată lumea are interes patrimonial, nu vrea. Păi nu o să fie capitală. Îi propunem să poate. Sigur că da. Noi plingem la căruță. Noi stăm pe lângă căruță. Nu, veți împinge mereu. Asta înseamnă conflict de interes, nu? Nu poate. Nu poate cum mergea. Da, dar nu-i oscilat. A fost de la maxim la minim, de la minim. Deci, eu am propus undeva la mijloc. Acum să vedem ce înseamnă maxim și minim, dacă spuneți că veniți acum 2 ani, acum 2 ani, a fost maxim. A fost maxim, 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 da? Păi și acum, cum este acum? Anul trecut a fost foarte mic. Ce-o zis cu tare pentru domnul? Spuneți! Da, poate să oscilăm, să facem așa o... Păi da, dar atunci au fost o schimbare, doamne. Contra de contul trebuie să știi și anumite aspecte care se întâmplă pe plan local sau la noi, da? Atunci au fost o schimbare a codului fiscal, la care noi considerăm că am avut ce vota atunci. Pur și simplu noi am votat... Cu Duma, în Consiliul Local, mă scuzați că intervin, da? Întotdeauna cu persoane juridice era pe maxim. Cu Duma, în Consiliul Local, nu-i zică lucra. La persoane juridice a fost pe maxim. Da? Așa trebuie să rămână. Dar ok. Da. Așa trebuie să rămână sau... Dar de ce să rămână? Nu! Atunci, în 2015, când s-a aprobat, da? S-a pus pe maxim pentru că așa se mergea și înainte. Așa s-a mers din 2003, din 2004, de fapt, de când am început să aprobăm prin hotărâri din Consiliul Local taxele și impozitele locale, în baza legii 507, codul fiscal vechi, așa s-a mers întotdeauna, pentru că am avut puține persoane juridice și s-au mers pe maxim, în general. Da. Doamna Veronica poate să confirme lucrul ăsta, că amândouă am fost aici împreună și am făcut împreună an de an. Știți destul de bine că, până la urmă, unde dezvoltarea unei comune nu se face doar pe impozite. Așa corect. Că trebuie să fim conștienți de lucrul ăsta. Corect. Așa este. Deci, câte persoane juridice avem acum la nivelul? Care plătesc impozit pe clădiri, da? Deci, care plătesc impozit pe clădiri, da? Îți vreo 10 persoane juridice, da? Atâta. Deci, cu siguranță că nu stă bugetul local în cele 10 persoane juridice, da? Nu trebuie că sunt... E unul singur sau sunt 100, până la urmă, oricum, e vorba de fiecare în parte. Aici e vorba de clădiri, da? Da. Aici e doar de clădiri, doar de clădiri, doar de clădiri. Deci, noi am făcut o propunere, n-am pus nici maxima, nici minima, pentru că n-am spus. Deci cât e minima? De asta am vrut să înțelegem care e minim și care e maxim. Da, care e juridice, Robi? Da. 0,2, minima. Deci cât a fost anul trecut, da? Da. Da. Așa. Și maximă? 1,3. 1,3 este maximă. La persoanele juridice. Juridice. Da. Și la persoanele fizice?
rezidențial, nerezidențial? Și, și. La persoanele fizice rezidențiale avem între 0,08% și 0,2%. Nerezidențial. La rezidențiale. La casele de locuit, da? Nerezidențial e 0,2-1,3. La nerezidențiale e 0,2-1,3. Deci la fel ca la juridice. Adică, nu? Da. Nu? Da. Nerezidențiale și eu că nu stau. Da, adică la doua locuit. Unde îți desfășoară cineva la activitate comercială? Da. Nerezidențial. Da, sunt multe cazuri. Da, aici multe cazuri pentru că au contract de cumă, da? La persoane fizice, ziceți că e de la 0,08 la 0,2, da? Da. Și aici e cu 0,2. Nu, 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 e dincolo. Nu, nu. Impozi pe cuvinte? Nerezidențial. Persoane fizice. Rezidențial este dincolo. Și scrie 0,8. Da, e tabelul cu... Da, 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 da. Rezidențial. 0,0. Eu știu că anul trecut am ieșit aproape, exact, pe aproape, nu? Da. Și într-adevăr, din am închis groapa Manole și gropile astea au crescut cantitatea de gunoi. Se vede după factură, după... Da. Aveți aici, la pagina 12, la litera K, alte taxe locale, scrieți aici taxe salubritate, gunoi, menajer, persoane fizice, 3 lei pe lună de persoană. Da. Și aveți în față cu 4 lei și 7. Pe care o luăm de bună? Vinea să întreba, vinea să întreba, ce ajungem și la lăile alea. Așa, e bun. Deci noi suntem membri adiți. Așa. Dar nu suntem în faza operațională. Deci noi suntem cu cele 22 de comuni și Bacău, care suntem înregistrați acum pentru... La celelalte care sunt operaționale și care vine pe celul Romprest, care nu știu dacă tu-ți mai vină, ei merg pe, au în fiecare an să mărește graduată. Păi e văd aici tabelul cu mărirea... Vedeți că fiecare an au o sumă. Da. Dar noi ne fiind încă membri, noi ca și membri aprobăm suma cu care merg ei, dar noi mergem pe plan local. În cazul de am scos, dar în cazul care consideram, domnule, că nu facem față la încasări sau la plăți, trebuia să mărim și noi să... Ne încadrăm în... Și mai ales mai este o treabă, anul viitor expiră dacă nu știu de contractul cu Soma. Adică ajungem la acea barieră 30.000 de euro. Uh-huh. Să vedem cine o să vină, o să termin și stația acolo. Adică este ceva care eu, nimeni nu știe ce o să fie și cum o să... Adisul mai durează, se tărăgânează. Da. Noi, fiind membri Adis, practic suntem obligați, că așa este statutul acestei asociații intercomunitare. De fiecare dată se votează în fiecare consiliu local
orice tax, nu taxă, orice modificare, da? Da. Inclusiv de taxe, dacă nu voi. Nu știu. Da. Nu, acum sincer, nu știu. Progres că o să mergem, nu o să mergem, pentru că sunt deja probleme destul de... Iar din bonuri... Într-un blocaj acum. Așa, clădirile care sunt peste 100 de ani, ce documente trebuie ca să scadă impozitul la 50%? Aveți acolo, deci conform legii, da? Dacă ne uităm pe... Păi nu, am niciun... fie având o lege, dar eu n-am lege. Aveți acolo. Imediat după ranul localității, da? Da. Vechime, deci anul construirii, da? Da. Și când introducem un program, da, anul construirii, deja ne dă scăderea. De... Da? Ok. Care nu au prinții, care sunt peste 100 de ani și o să... Da, deci noi le-am împărat de rămate, aia mă trebuie să ajungem. Cum? Aia de rămate figurează cu impozit pentru normal cu colegii, trebuie ca o putere stimulare. Dar am deschis discuția de domnul de la Curtea de Conturi, dar acum am să amintim că nu am terminat. Deci ceva de o comisie, cu niște poze, cu, dar de altă parte nu prea e. Nu e legal, că nu avem case care sunt de rămate, efectiv nu ai ce să-i faci, le scazi. Dar mie Curtea de Conturi, și spune din urmă și cum ajură. Atunci ai făcut și o plăză, nu ești tot pe omul. Adică, de fapt, îi faci rău omului. Păi, mai se supără omul pe tine. Bine, dar omul, dacă nu are act pe casă respectivă, nu are moștenire, nu se poate să ceară alea. Figurează aici în documentare. Dacă figurează... Avem cazul unde sunt în proces, pentru știi că cum se dau cărți de mânare când... Nu poți să-i dai, pentru că n-ai... Ești sigur la cap. O moștenire e grea cu n-ai act. Deci eu... Bun, mergem mai departe. Eu de mult ce am mai găsit de domnul meu, așa, pentru persoanele juridice care au o adresă de corespondență în discurs, să și-au arăt activitatea de rază, pe raza comunii. Sau la... Dumnezeu, vă stă legi vreo scutire de la această sanitate? Ținem un pic acasă și trebuie să protejăm la ceva... Deci, unde permite legea? Deci, sunt persoane cu handicap la drumul, dacă nu știu, nu? Da. Așa? Avem voie să-i facem scutire. Unde permite legea? Dar unde nu spui cum poți să-i faci și n-ai cum. Adică ai un pic care vine acasă și trebuie să plătești pe apă, atâta lumea. Deci, de creți da. Proprie, declarații proprie răspunde. Da, care deci, pentru că trebuie găsit o soluție, nu să nu e unul, doi. Dar avem cazul în care Sergiu Luizi are casa în Luizi și plătează pe Măgura. Plătește și la Măgura și la Luizi. Și nu prea e corect. Dar acolo e mai simplu. Vini cu, are contract cu o societate, de salubrizare, o depune la caserii și se scutește la... Poate așa, nu? Pentru că se la autorizațiile de funcționare, că un viaj are contract îngheiat. Depui acolo pe contractul firmă de salubrizare. Deci demonstrez că tu ții noi cu o altă firmă decât... Dacă produc nu e la Bacău, eu trebuie să plătesc la Bacău ca să vină la să-ți unice cu noi morus sau ceai de luat din apartament, de unde lucrezi tu. Tu plătești cu ăla care se vină. Deci, în baza unei facturi, tu plătești la ăla. Sau cum se face la noi acum. Deci, eu zic că am zis la primăria Bacău. La Bacău, de exemplu, dacă lucrezi pe raza municipiului, stai pe raza municipiului Bacău, plătești cu noi și acasă, plătești la sora la știință. Deci, doar pe de sau altul și altul care nu-și desfătau și desfășoară unitatea aici. De exemplu, luăm de la Hanul Matei, nu poți să-i crești pretind. Cum este Catalia, cum este Hanul Magura, cum este pe, cu ouăle, pe Excalibur, cum se... N-are cum să ajungă mașina. Și am încheiat contract de... Salubritate? Acum sunt fir, de eu aș vrea să veniți să luați noi de la 350 de lei pe an, dar aș vrea, serios, dacă plătești eu... Dar încheiați-vă contract de salubrizare cu firma care... Faceți dovadă și... Faci așa, da. Chiar așa. Ești afară. Ești mai afară. Ești afară. Nu vreau. Vreau bani pentru mâncare. În cip. Așa. Vreau poți să pun acasă pentru cip. Oamenii buni. Am zis să-mi dea 20 de... Du-te mai afară. Du-te afară. Du-te afară. Du-te. 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 20 de lei. Du-te la muncă. 20 de lei. Stau eu 200 de lei dacă vii la muncă la mine, la aruncat zăpada. Uite, două zile. Mâine, mâine. Mâine? Mâine nu mai am zăpadă, mă. Acum, mă. Mă.
Nebunarca. S-au dus la post, a fost niște pământ. I-a pus o jurașă fete la post. Da. Oameni nebuni. Da. Au vrut să-l primească în cercul da. La da. Adventiști. Da. Da. Au fost, bă. La pagina 4.2, litera tot K, punctul 2 spune așa, consiliile locale pot hotărâi să acorde scutire sau reducerea impozitului a taxei pe clădiri datorate pentru următoarele clădiri. Și la litera K spune așa, clădirea folosită ca domiciliu aflată în proprietate sau coproprietate, ale căror venituri lunare sunt mai mici decât salariul minim brut pe țară, ori constau în exclusivitate din indemnizații de șomaș sau ajutor social. Ăștia, dacă au și pământ, terenuri în... Trebuie să faci o anchetă socială, da? Trebuie să prezinte actele, da? Să fie proprietari, în primul rând. Proprietari pe terenuri? Pe teren, pe casă. Da. Să dovedească că nu obțin alte venituri din altă parte. Deci finanțe și tot. Mai greu să poate să fie, pentru că există un asemenea caz. Da, e greu să se găsească. Vă spun că au fost cazuri de ajutorul de încălzire, în care îi declară pe copii răspunderile că au peste 3.000 de lei în bancă. Au fost două cazuri, au declarat că n-au. Și bineînțeles că venit controlul pe sărți, că se spunea bază de date și se vină cu banii înapoi. Este frumos când ei vin. Și iau bani. Și le țin când trebuie să duc înapoi. Atunci e... Atunci e trebuie să duc înapoi. Știți că ce trebuie să duc pentru recuperare? Da. Și mai bine să te lași din stat. Dacă ai putea, dar noi nu avem bază de date. Noi nu avem acces la bază de date. Deci noi depindem de alte instituții ale statului. Care ne dau la momentul respectiv datele respective. Iar avem multe cazuri care deși se tardează la datorul acesta. Dar nu sunt proprietari pe casă. Prin la moștenire. Și din cauza asta îi pierd la... Și proprietarul de casă are terenul în... Nu, proprietarul poate fi decedat. Deci e vorba de moștenire. Are terenul în proprietate. Și atunci nu mai merge. Da. Mai am eu aici, la punctul 4, poate... Ce faci? La pagina... Nu, la pagina 4, la punctul 4. Ziceți aici o chestie interesantă. Impozitul pe clădiri, pe clădiri aflate în proprietatea persoanelor fizice și juridice, care sunt utilizate pentru prestare de servicii turistice cu caracter sezonier pe durată de cel mult 6 luni în cursul unui an calendaristic, se reduce cu 50%. Da, era prevederea asta și în vechiul cod fiscal. Și cine se încadrează aici? Cine merge jumătate de an? Poftim? Cine depune documente din care rezultă că face activitate turistică jumătate de an. Adică cum jumătate de an? Deci, nu mai numai jumătate de an, jumătate de an închide. A, da? Dar nu așa scrie. Interesantă chestia asta. Înseamnă că anul învățura trebuie să vă plătească jumătate de... Din taxă. Din taxă. Da, e închis. Închis. Închide din luna noiembrie până luna martie. Nu e 6. O să închidă până luna aprilie. Cum trebuie să fac 6? Trebuie să vină cu acte doveditoare. Acte doveditoare, să închide. Ce înseamnă acte doveditoare? Care să le ia să le ia? Ce anume? Eu fac o hârtie. Nu, de la Registrul Comerțului, da? Am încetat activitatea prin mașina. De la... Pe bază de hârtie. Prin asta, prin asta. Asta înseamnă acte dobitoare, ca să înțelegem. Ce înseamnă actele dobitoare? Balanțul, bilanțul, care este precum că tu nu... Nu ai activitatea, nu ai... Ai încetat activitatea pe perioadă determinată. Înseamnă că își poate și autorizează de funcționare tot pe jumătate. Tot pe jumătate. Și nu convine. În momentul când vine controlul, stai că tu ești în iunie și îi până la da, tu funcționezi. Automat. Funcționezi fără acte, înseamnă că îi întrebare de fals pe mare. Așa și orice altă activitate. La mașini, ți-o schimba ceva? Numai la peste 12 tone, da? Peste 12 tone. Încadrez. Încadrez. Și ce trebuie să urcați sau o coboare? Vreți să coboare, da? Ce nu înțeleg? Nu coboare, dar există o taxă care coboară? Da, dar de ce să nu coboare? Adică de ce? Nu ceva, dacă... Dar nu putem să relaxăm și noi? Asta e în baza unui hotărât din guvern.
Nu, dar avem de acolo să ne plăsăm. Nu ai cum să te opui să nu plăsăm. Aici ai spart la mii hotărâri din guvern cât e o donanță. Nu cer scuze. Pentru că o hotărâri din guvern nu poate să modifice o lege. Nu cer scuze. E o donanță. Da, e o donanță și după aceea o donanță va fi aprobare din Parlament. Aici la mașini nici nu ai cum să te încadrezi în zeci de la 0,2 până la 1,3 la urmă. Aici este o taxă. Aici e taxă fixă. Este o taxă fixă și atunci degeaba am încercat noi să facem o propunere. Deci la mașinile de peste 12 tone s-a majorat impozitul, da? Da. Ultima ordonanță. Ultima ordonanță care a modificat codul fiscal. Aici, în urmă dată, se cer drepturi în stradă. Nu aici, deci. Am avut era mea. Acolo unde legiuitorul vine cu o taxă fiscală, nu avem ce să... Da, bine, acolo nu are cum la noi. Nu, 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 nu. Ce să spun noi acolo? Am putea nici să nu punem în anexă. Noi acolo unde ne permitem. Noi hotărâm doar acolo unde ne permitem. Unde ne permitem, exact. Vine legea cu specificația. Consiliul local poate ataca. Așa, doar acolo. Doar acolo, restul. Eu am peste 12 tone și toate în mașini. Noi suntem în Parlament mai micut, da. 18-25. Asta e. Deci te încadrezi acolo. Am avut o problemă, ar fi tot la salubritatea, acolo ne lovim noi cu... Da, acolo avem problemele cele mai mari. Înțelegeți, pe care nu poți să... Să se bage mașini. Să schimbi operatorul, să vină cu mașini mai mici. Mai mici. Le fac mai curse. Da. Fac mai multe curse. Au mașini mai mici, domnule Marci. Ne luăm în post. Am luat singură, dacă așa e de fapt. Dar nici în oraș, nu am trebuit mașini de aici. Nu, am fost, dacă era de seara. Nici așa că sigur, de asta... Da, fac mai multe forțe. Da, da, da. Cum nu e problema. Dar nu poate să intre. De exemplu, la acumulația de acolo, nu se intre. Deci aia e din acolo. E o acumulația de vin. De an? E lună. E lună. E la 2 lună. E la 2 Da. Mă voi, dacă vorbesc. Planul de evoluție a sensului și planul de managerul sensului. Planul acesta al de evoluție a tarifelor și taxelor e făcut de către Consiliul Județean? Este făcut de ADIS. De ADIS? Noi, din da. Și trebuie ne conformăm până în anul 2032 cu valorile astea? Așa e. Dacă o să mai fie membri ADIS? 2032. Dacă o să mai fie ADIS-urile astea. Că noi tot cotizăm la ei, nu? Păi, ADIS, ADIP, zona metropolitană, da. GAL... Bine, GAL, hai că... Nu mai știu, mai sunt, nu știu. A, suntem prea acord, mai nou. Da. Da. Da, da. E... Acord pentru audit la... De aia am scris acolo, e mai simplu. Da. Deci, deocamdată, noi doar aprobăm taxele astea care sunt graduale, ați văzut, în creștere. Da. Ca o formalitate. Nu știu cât e... Nu, sunt delicat. Dacă nu încasez. Dar apoi nu avem nimic. Să urcă roborul și cursul, ne ducem după ei. Vedeți că nu mai trebuie atunci. Atunci, da, când scade nu mai... Scade nu mai contează. Nu mai este. Sunt alte cheltuieri care... Da, da, sunt atâta sau chiar să crească. Da. Da. Asta e ce-ți fac. Ca noi. Ca la noi. Vedeți, vorbim de sănătacere. Așa e ce-a fost simplu punctul de avut eu să...
cu străzile, cu facem diferențierea. Da, și asta cu diferențierea categoria A și categoria B. Da. Avem C. Sau nu pot să spui că e D. Asta e și normal să fie diferent. Am avut probleme și o serviție, era până la Sânsul Petre. Deci până acolo urc acum. Și acolo să... Până la Bocă Picin. Uberea, da, mai devenit pachet de adus. O să vedem în facerea. Statul Lui Călugăra este stat reședință de comună și este rang 4, conform legii 350. Da. Amenajarea teritoriului și urbanismului. Dar mă refer ca, ca și categorii. Noi ne-am obișnuit ca de fiecare dată când aprobăm taxele și impozitele locale să precizăm în hotărâre și zonele de încadrare. Așa. Da? Pentru că asta le stabilim noi, da? Zona A, zona B. Da? Iar rangul localității îl dă legea. Legea 350. Da. Da? Deci aici nu putem noi să... Ai reședință de comun, da? Sigur că da. De asta este diferența. Tot timpul erau discuții când pe părâu. Deci care era pe partea o serviție, care era pe partea fizic, era... Dar e normal să fie zona asta. Asta e. N-ai ce să faci. Deci la zonele de încadrare, urmă să facem ca am trecut, nu? Deci nu s-a modificat nimic, pentru că deocamdată n-am intrat cu asfaltarea la PNL 2. Da. Da? Da. Da, eu ziceam că aveți aici satul Mizicălugăra, satul Ședință, satul Sevit, satul component al comunei, localitate de rang 5. Da. După aceea veniți cu zona A și spuneți că la Sfântul Anton până la școala Osevit e de zona A. Dincolo spuneți 5, zona B, aici zona A. De la 3 cruci până la Sâmpoa Adrian, iarăși. Și toată zona, de la Horva Tana până la magazinul Solomon, tot la fel. E asfaltat, eu înțeles situația, dar... E asfaltat, da? Care este părerea noastră, da? Da. Da. Beneficiază de... Este terenul lor din comună. Da, așa era și drumul de țean, când aveam la idee. Este că voi plătiți mai știu dacă era până la 10, nu? Da, e fac de... Categorie serioară, sigur. Vă rog, spune asta. Oamenii, îmi plătesc că sunt pășurile. Cam azi vei stare. Sunt vei stare. Până la urmă aștia la mănăstire, de ce de-a plătesc, să nu plătesc. Nu mai trebuie să cum nu. Nu. De fapt, mă zicea. Dacă nu au avut documente că nici activitate de curte, nici activitate socială. Nu, no, dar ei cum n-au activitate socială? Nu socială. Nu au acreditare. Nu au acreditare. Nu au acreditare. Nu au acreditare de nimic. El numai cazare. El numai cazare și ele din mâncare. Și ele din căldură. Stau în vin. Se plâng oamenii că stau în vin. 2 de milioane. Da. 2200. Au asistent acolo. Asistent. Bine, bine. Și salvare, dacă e cazul. Dacă e cazul. Salvare nici la tine acasă, dacă e cazul. Și în pădure, bine. Nu e salvare. La resuscitare. La resuscitare. Alte surprize... pe care le putem constata după adoptarea acestui proiect de avem sau nu? Altele de suc. Da. Ca să discutăm franc și așa. Singurele modificări au fost la clădiri persoane juridice, dar după legea peste 12 tone auto... Camioane. Camioane și cam atât.
Cam asta vă zice. Și referența la persoane juridice de la când la cât s-a... 0207. 02, acum e 07. 07. Cam multă aici. Și se procure. Eu trebuie să fac o procure, da? Deci nu... Nu rău, se rău la mine. Dumnezeu, puneți-l la 04. În jumătățiță, nu dublă. Nu, dublați de la 02. De la mine. Mai puneți-i încă pe atât, dar poate e prea mult dintr-o dată. E electrocutare, scală. Nu știi povestea și nu puteți să spuneți că a scăzut. Atunci a fost o chestie care a făcut-o guvernul prin modificarea modalității de calcul. Noi n-am schimbat nimic. Deci nu s-a schimbat absolut nimic atunci. Numai că a fost inclus încă o categorie sau într-o proastă. Da. Deci eu propun 0,04% la persoane... 0,04%. Nu puteți propune în fiecare interes patrimonial. Dar nu am, doamnă, niciun interes patrimonial. Păi eu sunt persoană fizică. Eu propun la persoane juridice. E ca și o propunere ca să fie consemnat acolo. Stăm de vorbă ca suntem aici, nu? Hai să ne gândim puțin, să ne gândim puțin la niște chestii mari, după aia faceți ce vreți. Făceți-vă din cap. Sunt... Ne-a valentit la interes, ia zi. Că mai bine de jumătate sau 80%, nici nu măcar nu sunt declarați. Și atunci, hai să vedem ce facem. Da? Cine a spus? Da. Nu plătesc nici măcar 0,0%. Iar afacerea de ce le fac, nu poate. Dar să scriu ce a spus domnul consilier, că a spus un lucru foarte bun. Da. Și cum se depistează ăia? Aia e ok. Ăia care lucrează, care practic ar trebui să fie... Nu mă gădeam la casă, ne autorizăm. Nu. Sunt mai multe persoane juridice care nu sunt înregistrate, da? Nu sunt juridice. Ele ar trebui să fie juridice, dar lucrează la negru, ca să o spunem pe aia. Eu mai înainte spuneam că vorbim așa. Nu am zis să consemnăm. Mai trebuie să fie civicat, mai înainte. Ca să fie și o justificare de ce ne gândim și la aia care sunt legali, adică sunt corecți, noi îi punem pe aia să plătească mult, dar nu ne îndreptăm și pe cei împotriva celor care lucrează la negru. Că dacă să ai bine și te gândești aia pe unul care face instalații electrică sau sanitar, să vezi că ți-a pe o zi 3 milioane de lei. Și nu știu dacă unul face vânzare, 3 milioane de lei pe zi plătește și impozite și taxe și TVA și salarii și toate astea. Așa păi da, haide să fim corecți până la cap. Asta sunt și chinui în guvernul ca să eradicezi munca asta la negru. Nu, de asta tot crește taxele, crește în ideea că poate... Băi, face un postii că crește taxele. Trebuie să le coboare, ca să poată să le plătească omul. Păi da, atâta timp că tu crești taxele, îl faci pe om să miște. Și să nu mai plătească. Exact, să-l stranguleze. Deci ar trebui o măsură de relaxare. Păi sigur că asta înseamnă, în momentul în care vezi că nu se încasează taxele, decât, și vezi, faci un calcul, vezi cât plătești și cât nu plătești, mai degrabă cobori baza, cât plătit taxele, nu? În așa fel încât să faci pe om, să-l conștientizezi, bă, nu trebuie să dai 15 lei, dai 5 lei, dar dă-i. Și vă spun eu că se încasează mai mult. E, asta e la nivel înalt, că nu se gândește așa. În legătură cu societățile astea care sunt de raza comunei, deci nu cele care sunt cunoscute. Da. Au un tabel acum de la PANAF, în care am chemat pe toți să-l coace. Deci o parte au făcut firmă și au plecat în afară, nu funcționează, mai sunt mutați. Și într-un tabel, și le-am primit somații pentru casări impostului, casele neautorizate. După codul fiscal, are sau nu are autorizații, deci casa există. Da. Și sunt case care sunt locuite.
Ei vin cu diferite, sunt diferite lucruri. Că nu locuiesc acolo, când am autorizații, când am... Nu, casa există în sine. Da, corect, da. Sunt în comună case neautorizate de provenire de Revoluție, deci nu e o problemă acolo. Ele există. Și am trimis somații, deja nu poate fi pus să vină să... să se critice. Da. Da. Asta e. Da. Este destul de greu, este întrebare, pentru că... întrebare. Firma Barier aparține cu oasă sau se încadrează? Nu, nu, este la Botar. Da. E Botar. Da. E pe Bacău. Nu, e pe Bacău, este la Botarul cu lui. Nu putea să facă. Să vină mai bine. Să avem și noi o... Este pista aia de obținere. Nici acum... Da, poți să nu. Păi ce să faci? Păi ce, n-ai, era la un seama că pentru a-l spune la... Cu ăsta, tu, am făcut ieri o discuție, m-am plinit ieri. Ioșca, domnule, am avut ieri o discuție cu mai mulți proprietari de case. Și o spus, domnule, nu este interes. Domnilor, gândiți-vă că în zonă nici primăria nu poate să investească. Pentru că noi avem acel, chiar și pe netelele astea, care sunt mai bine, cunosc fi pe ultime. Este canalizarea. Apei menajere. Au fost luni de dezbatere pe tema asta la centru de afaceri. Dezbatere publică, sunt niște etape de urmat. Noi am prins acolo 6 km de canalizare în zona aia și 6 km de extindere a rețelei. Dar dacă nu este gata cubul, noi trebuie să ne ținem la zona aia. Da, da. Iar ne lovim de cubul ăsta, domnule. E catastrofală situație. Eu am discutat ieri cu ei. Ei au înțeles o parte, vă dați seama că nu-i convine. Le-am întrebat și urmă, fraților, când ați plasat acele case? O veni cineva la primărie și să spună, domnule, ai nevoie de 2 metri dacă ai geam, ai nevoie de 60 de dacă ai geam și altă chestie? Nu. Și ce putem noi face acum? Pentru unii sau pentru alții trebuie să facem, cumva să rezolvăm treaba asta. Și mai este o chestie care nu-mi place, nu trebuie să o fac. Dar asta este, că primirea preiești cu bunii și cu rele. Dar am mai fost mai mult cu rele din cu dar. Trebuie să ne îndreptăm și împotriva penalităților plătite la Comef. Plângi judecătorească. Recuperare. Și către cine trebuie să ne îndreptăm? Cine a semnat? Cine? Foștii primari. Amândoi. Amândoi? Da. N-am plătit, că n-am vrut. Nu am unul, eu unul singur, pe o cantată, după aia, eu pot să trece. N-am, adică... Înseamnă că vară? Nu, dinainte. A, da? Mie nu, ți-am dat părintele, vară, de recepții, tot. Colegul nu-ți fac contract. Colegul nu vară. Este un lucru rău, dar n-am ce face, pentru că... Deci tura de contul, când a fost curând de contul în 2014, eu am pomenit, atunci era procesul. Așa. Era cu medie, nu era gata. Dar acum este final, este hotărâș judecătorească, rămâne de bani să plătiți. Da. Iar pentru este o viață, pentru primării este o viață bugetară, este o pauză făcută. Exact. Este numai dumneavoastră v-ați opus, domnul Ghența, că eu m-am uitat pe documente când s-a făcut eșalonarea la Comnea. Și am văzut că ani zile. Deci dumneavoastră v-ați împotrivit, restul toată lumea apărat, dar nu-i... Așa am crezut eu atunci. Ele sunt ca o pagubă și trebuie recuperate de la persoanele privatei. Chiar dacă nu se opunea sau se opunea, tot trebuie pus în aplicare. Da, deci noi am făcut o eșalonare atunci ca să ieșim din față. Noi intrăm în insolvență, primăria. N-aveam ce face. Eu m-am opus plăsit că a fost eșalonare, că a fost, nu puteam să concep așa ceva, că știam ce a fost acolo. Puteai ajunge până la apropierea conturilor primării. Acolo a fost făcut o măgărie grosolană de Nigeria, de țările la astea. La vedere. Cine este de vină? Subdezvoltată. Cine este de vină? Îți devină aia care au crezut că poate să facă ce vor ei cu bugetul primăriei. Că ei sunt aici în preveșnicie. Și uite unde au ajuns. N-au făcut nici nimica, au sărăcit și bugetul local. Cu banii ăia se putea turna asfalt. La vremea aia. Dar și acum. Și acum se poate turna. Fără nicio problemă. Se putea turna. Nu? S-ar fi putut turna asfalt. Câțiva kilometri. Sau poate un kilometru, poftim. Vă puțin local, cum ar fi. Păi, dar beneficiam de ceva, nu? Că au stat utilajele parcate, nu știu, în ce curte, nu? S-au semnat niște documente. Da, dar dacă știți povestea, nu neapărat că au stat acele utilaje. Sunt chiar contractul prost. Deci la penalități. De aici e nicio plecată.
la firma respectivă îi se dă 1% pe zi întârziere, la primărie zi era cu 0,1%. Păi, toate cum o să nu-i plătești, dar ce domnule, stai două secunde, îi da. Ține așa și... Aici au fost făcut cu dedicație da. Contractul ăsta. Nu s-a gândit că nu o să poată să plătească. Hai să o spunem, nu e de-a dreapă. Probabil, dacă ne-am uitat... Nu nimeni poți să ajungă la penalitate. Doamna secretară, trebuie să ne ducem dincolo de toate astea. Dacă ne-am uitat în istoricul acelei firme, s-ar putea să mai găsim asemenea clauze contractuale foarte benefice lor. Da, și în alte localități. În alte localități, nu știu, zic și eu, că s-ar putea verifica lucrul ăsta, ca se vadă că a fost răuvoitoare. În cazurile alea te roagă să nu plătești. Dar cum să nu? Păi că păi, mai ceva că la căutare. Păi, vreau să-ți dai bani, mai stai un an, mă, după aia... 300% pe an? 10 ori mai mult. Ești că poți să plătești... Nu te nici bani, că așa poți. Când trebuie, stai, nu e. A fost o... Pe-a plăcut, dar... Povinde înapoi iar. Auzit, dar faci în serios că și statul face la fel și cu persoanele juridice sau, mă rog, da, cu mici. Eu dacă nu am plătit impozitele, de exemplu, la timp, și l-am venit, îmi aduc aminte din nepăsare sau am zis că lasă că mai are timp primăria asta să aștepte. Da. Și o așteptam vreo 3 luni de zile și când am venit, o trebuie să dau vreo 3.000 de lei în plus, 30 de milioane. Care pe mine e nevastă mi-a început să plângă. Uite ce l-a așteptat primăria. Deci asta, deci contractele astea se fac și statul face către... Da, mai greu să plătești. Credeți că am venit să nu plătesc, că n-am vrut? Am amânat de pe o zi pe alta. Să merg mai departe. Trăiesc, trebuia să trăiesc și eu. Și la un moment dat m-am trezit că am fost să plângem. Dă tu 30 de milioane. Am cumpărat Ford de Crăciun cu 10 milioane și îmi părea rău că n-am reușit să cresc. Acolo peste lună am dat 30 de milioane. Așa, ia-i voi. În afară de afacere. Care era? Era e bine așa? Deci am trebuit să ne... Sau acum cu taxele astea. Odată ce legiuitorul ne dă voie să mergem de la până la... Tot noi suntem mai șmecheri, nu vrem. Mergem să mergem, mergem la maximum. Mergem în Puricul Bucureștiului noi. Suntem. Pe alea, nu știu care. Trandrafirii. Trandrafirii sau pe ce alea mai sunt. Acolo unde sunt toți șmecherii. Ăia, da, plătesc maxim. Dau din unde. Au condiții de acolo, da. Dar eu aș propune să mergem totul la 4%, ca să nu mai... 0,4%. Deci, domnul Băcean, dar propuneți la cruciesul ăsta? Da, juridice. Persoane juridice. Da. 0,4%, da? Rezidențiale sau nerezidențiale? Pa, astea care merg cu... Nerezidențiale. Care era 0,7. De la 0,7 la 0,4. Domnul primar trebuie să vă combată, că el trebuie să... El e ordonator de credit și trebuie să strângă taxe și impozite. Da, dar fac care ți-a acordat, până la discuție, nu pot eu să votez. Da, sigur. La urmă... Discuția e deschisă, nu? Sigur. Am o urmă și o săptămână de acum, adică când... Îți explic de ce e așa și de ce nu dincolo. De ce e așa și pe dincolo. Asta este. Dar... Eu înțeleg că curtea de conturi... Vă impune și ei pe bună dreptate impun sau sugerează lucrurile astea pentru că Curtea de Conturi înseamnă bugetul României. Și bugetul României este, se bazează foarte mult pe taxă și pe impozite. Și să nu mai discutăm. Deci nu o să spună el niciodată să bucăți, să strângi mai multe casă, cu atâta se ridică și salariul. Uite-o că aici trebuie să respect și legea și cu cetățeanul. Era asta e. Tampon la mijloc. Dar cum? Deci mai întâmplă și la treaba. E vorba de întreaga activitate. Acum este complexă, complet. Nu e o parte. Da. Din tot dreptul ăsta. Da? Dar și alte... Da. Legații. Dar vedeți, știi că eu trebuie să însoare, să mă am casă separat, la iluminat, la Sfântul Grămadie. Dar cum sunt de utilități? Sigur. Asistența socială, cei care sunt în cer de deplasament, tot primele suporții eu care suportă, nu? Nu, trebuie să acum și lipsate de obiectivitate. Eu nu știu ce înseamnă 0,1 mai mult sau mai puțin. Impactul bugetar sau impactul unui
Înseamnă, dar asta un proprietar... Da, un proprietar înseamnă, pentru că de la 0,2% la 0,4% deja s-a dublat valoarea. Dacă ăla plătea 10 milioane, înseamnă să plătească 20. Deci... Dacă ar trebui să ne luăm că doar 10 persoane, doar 10 persoane juridice, da, au clădiri, da? Da. Impactul este nesemnificativ, după părerea mea, nu se compune. Da, pentru bugetul local, exact ce îmi dă în viața. Dar pe acolo au plătit 10 sau 2.000 de lei, acum să plătească 4.000 de lei. Îi vedeți. Da? Mai este o chestie, deci, trebuie să ne-am dat acolo pentru salarii. Nu! Nu are nicio legătură cu salarii. Nu, domnule, dar nu spune... Nu are nicio treabă. Aici e vorba de fiecare persoană în parte. Deci, valoarea din contabilitatea persoane juridice respective. Da? Doar aici, da? Da. Doar la astea. Persoane juridice nerezidențiale. Persoane juridice. Ai zis așa, la persoane fizice, între 0,2-1,3, la persoane fizice, rezidențiale, și înseamnă cine are rezidențiale, doamne? Nu, vorbim, doamna, atenție, nu ne ducem la persoane fizice. Dar acolo avem poza. Am înțeles-o. La persoane juridice. Rezidențiale, da? Bun. La D la impozitație pe clădiri, persoane juridice. Dar mai sunt persoane juridice care au case rezidențiale. La noi, Luizi, există așa ceva? Da, de exemplu, avem cu maghiarii care au cumpărat casa din cartier, da? Și stau acolo, locuiesc acolo. Deci e casă rezidențială, e casă de locuit, da? Izolată. Da, e o simbolă, e o simbolă în casa două. Da, astea sunt cazuri izolate. Da. Acum, dar ce semnificativă e situația? Faceți propunerea acolo, că să facem cu 0,1%. Nu au bani, dar bani vostru. Nu au bani, dar mă dă răzduie. Să nu spună că nu au bani. Nu i-am mai putea să fie... Încă nu i-am băgat de seama. Da. Să știi că dacă... Mai s-a dat de propuneri? Hai să vedem cine votează și cine nu votează. Da, deci propunerea mea este cine știe care e interes patrimonial. Să nu voteze. Nu voteze tot proiectul de hotărâre, da? Pentru că e vorba de mai multe case. De acum nu legăm numai de asta. Da, da, da. Da, dar la celelalte taxe, la mașini, la gunoi, la toate celelalte, avem interes? Suntem în conflict de interese? Păi ar trebui să nu ne pronunțăm. La fel s-a făcut și anul trecut. La fel s-a întâmplat și anul trecut. Nu sunt un atent? Da. Deci e valabil pentru tot proiectul de hotărâre. Putem să facem bucățienii. Nu trebuie nicio supărare. Da. Cine dintre dumneavoastră, deci în afară de domnul Ghenția, cine mai are interes patrimonial? Da? Până la 4, gradul 4 inclusiv. Domnul Solomon, domnul Vereș. Domnul Solomon, da. Domnul Vereș. Domnul Vereș. Domnul, domnul, fiți sănătoși. Da, vă spun eu că totul nu este corect. Vă spun eu. Eu nu votez, ok, nu, sincer, nu vreau să intru în vreo discuție de genul. Dar nu este corect pentru că eu sunt proprietar. Încă o dată vă spun. Deci, atenție, eu nu sunt proprietar. Înțeles că nu sunteți proprietar, dar aveți interes patrimonial. Prin celelalte luni, până la 4? Gradul 4. Gradul 4 inclusiv. Înseamnă Bereșori, da? Așa, mașină. Păi dacă e să o luăm așa, eu nu cred că cineva. El e verișor cu mine până la partea asta. Păi nu, el e verișor prin gradul 1, nu? Păi dai că mă mai uit. El e verișor de fot de gradul 3. Opa! Păi ei sunt cu tatăl meu, nu cu mine. Și tata e acolo. Și aia sunt discuții. Deci nu mai am cine să voteze. Bun, nu votez, dar ia, să vedem și bana. Cine e? Nu cine e? Eu uite, nu dea Valentin, cu cine? Avem aici un avocat. Ia spune domnul avocat, care e, ce spune legea? Haideți că spune. Nu mai votăm niciunul, vă spun eu. Dar ba, gata, nu mai, eu nu votez. Votează numai șapte. Nu mai votez. Aici e o problemă și cu, nu pot să dau
interpretarea neapărat, și cu vorul, că trebuie numărul care de vorul. Păi nu mai este vorul, nu mai e nimic, dar unde mai dați înainte? Acum, eu zic că care are un interes, imediat, aș spun eu, să nu vă șerie direct, să nu vă testați-nă, ca să fie în siguranță, după aceea. Ca să fie în siguranță, da? După aia apreciază fiecare. Să nu se interpreteze, dar nu o votez. Mă, țin de la tot proiectul și la fel. Da. Și doamna, și domnul. Domnul Solomon, și cine mai este? Haideți, spuneți. Doamna Pircăreu. Doamna, nu mă adresa. Adresa aia 10 metri cu frația lui. Da. Da, ai interes sau mai? Direct. De fapt. Nu? Nu? Nea Valentin, eu, Anișoara și cu Bani. Și doamna Pierdău, da? Da. Ea e cea mai expusă. Da, e să mi-i ca doamna Pierdău, a stăcut. E văzut-o din avion, ea. Da, deci avem 40 de dumneavoastră, da? Care nu vota, da? Da, da. Oricum ar vota și dumneavoastră cu noi, dacă ar fi problemă. Ca să rezolvă situația. Dar dacă legea nu le permite... A, să nu fie interpretă, da. Da, mai zic. Deci, propunerea domnului Coceanga cu 0,4% este singura modificare față de proiectul de hotărâre pe care l-a inițiat domnul primar, da? Da. Da. Bun. Atunci, supunem la vot proiectul de hotărâre inițiat de domnul primar cu amendamentul domnului consilier Coceanga la persoane juridice nerezidențiale 0,4%. Vă rog să votați. Cei care s-au abținut. A trecut tot. Deci toată lumea, da? Restul, da? Având în vedere că impactul ne-a atât de mare, 0,1, 0,2, 0,3, nu știi greu. Ca să fie puntea cu conturi, am crescut un pic. Da, băi, am crescut. Poate să-ți mai spună puntea de contul ceva? Nu. Da, dar curtea de voturi poate să ia gustul cetățenilor, dacă este nevoie. 11 voturi pentru, proiectul de hotărâre a trecut, da? Ok. Da. Doamne ajută! Bine. Bacă fi la Mamaia, votăm miliardele de pe litoral. Ce să ne mai suntem o comună de... Hai de exact frumos. Dacă nu mai sunt întrebări la proiectul de hotărâre, doamna Veronica. Da. Nu mai întrebăm Câmpenii, că deja mi-au spus ce să mai întrebăm. Să întrebăm Câmpenii la data. Păi nu, că dacă n-am fi chemat, de ce am văzut data trecută. Păi, dar n-ați votat? Da, ați votat. Ce-am votat? Nu am votat data. Aia, deja uite, s-au schimbat cu ori fiscal. Da. În neștiință de cauză, da, mă, noi am ridicat. Nu s-au schimbat nimic. Nici, nu mai ați votat. S-au schimbat. Nu te cere. S-a schimbat votul fiscal și votul de calonoș, dar și casele particulare care au contracte cu la cele care sunt la firmă. Hai să trecem la punctul numărul 6. Da, voi lăsați la omul de vreo 2%. Aprobarea legii bugetului local pe anul 2017. Aveți la... V-ați avut? Da. Se alocă sumele, următoare sume de plus 35 la salarii, sporul și al drepturilor salariale, stabilite prin lege, precum și contribuția aferente la acestora, în învățământul trebuie stat de stat. Da. Și hotărâți că doresc pentru plata salariilor în unitățile de învățământ pe Universitatea de Stat. Plus 45. Au câștigat ei sau? Da, au avut proces. Da. Sunt ca tot la judecată, la orice neclaritate a legii, sindicatul din învățământ
Par, par, la pare. Iată! Da. Nu, nimica, nimica, nu există de fapt. La nivel de comunie. Unde, la Dorj, am văzut să la Dorj, este... Dorj, am. Da. La Craiova. Da. Mai era de la Timișoara. Da, nu știu cât mai e. Da. Deci, asta este destinația lor. Vin și pleacă. Vin și pleacă. Da. Da, exact. Votăm. Votăm cu toți. Votăm cu toți. La pădurea diverse, făcut deci la consultații diverse. La diverse, o să vă prezint eu în ultimul noutăți. Și de am primit adresa de la Institutul Școlar în legătură cu organizarea sau reorganizarea rețelei școlare. Așa. Pentru comuna noastră, în anul școlar 2018-2019. Urmează să întocmim proiectul de hotărâre în baza unui raport, dar argumentativ, pe care o să-l întocmească școala. Trimitem respectivul proiect la inspectoratul școlar. Ei ne vor da avizul conform și apoi noi vom aproba prin hotărâre de Consiliul Local rețeaua școlară pentru 2018-2019. Asta e una. Și a doua, a apărut o hotărâre de guvern care ne obligă să prevedem în compartimentul de asistență socială, deci noi avem compartiment de asistență socială cu două posturi, ambele vacante, din păcate, așa, urmează să completăm acest compartiment cu încă un post și după aia să aprobăm prin hotărâre de Consiliu Local un regulament de organizare și funcționare al acestui compartiment. Se pune mare accent pe activitatea de asistență socială. Și când spun asistență socială, nu mă refer doar la beneficiile sociale, respectiv venitul minim garantat, prevăzut legea 416 sau ASF-ul, alocația de sprijin familiar, ci și celelalte componente ale asistenței sociale. Și aici mă refer la copii, ale căror părinți sunt pe casă în străinătate și sunt în grijă a bunicilor, mătușilor, așa, alți copii abuzați poate de părinți, alte persoane, da, care trebuie monitorizate, da? Asistența socială cuprinde o paletă largă de activități, da? Și o să trebuiască să ne completăm compartimentul și bineînțeles să facem la concurs. Și să avem personal care să facă toată activitatea asta. Din păcate avem și noi copii că pleacă de acasă, da. Locuiesc la 14-15 pentru alte persoane. Da. Nu mai avem părinți în viață și având așa, nu pare că poți să mai... Cel puțin o persoană. Dacă sunt trei posturi, deci o ligă, să avem trei posturi. Mă fi că trebuie să avem trei posturi. Deci obligatoriu. Păi, vedem, o să mai... O să trebuiască. Există un termen ceva? Sigur că da. Este tot de termen. Noi lucrăm numai cu termen. Nu avem cum altfel. Deci, anul viitor, în ianuarie, februarie,
o să trebuiască să dați seama că întâi trebuie să facem demersul la ANFP, la Agenția Națională de Funcționarilor Publici, pentru că răspunsul de, care implică prerogativele de funcție publică, deci funcții publice, și probabil și un asistent comunitar. Așa spunem ordinea respectivă. Și un asistent comunitar o să trebuiască să angajăm. Da. Avem persoane cu bani în cap, avem... Punem cazul. Cazul social. Avem cazul. Cu cealaltă primării schema, cum e? Adică numărul persoanelor. La jumătate aproape. Da. De unde avem și postul? Numărul persoanelor. Nu avem numărul persoanelor. Mai că dacă facem față și poliții locali și toți vedem ce ne e. Apoi este și local, deocamdată e mai pe hârtie, că dacă nu s-a scos acum un curs. Deci noi acum, ca să avem trei posturi la asistență socială, e clar că trebuie să identificăm un alt post din organigramă pe care să-l transformăm și să-l prindem acolo la asistență socială, obligatoriu. Din cele care le avem. Da? 35, cât sunt cu tot cu polițiștii locali. Da. Da. Deci ție pui, să ai de toate, să ai de la, de la, de la. În momentul când faci, de exemplu, pus la cadastru, am scos la concurs, am dat la deșteptare, că e transparent, n-ai să-i faci. Nu o să încep să-l telefon să-i fă dat. Este obligat să ai audit intern, sau la contabilitate. Cine fiind contabil pe experiență să facă pentru 7-8 milioane să iei la salariu, pentru că faci un audit și o dat banii ăștia sau faci mai. Da, era tot perioada de activitate, acum se poate face cu contractul de prestări servicii. Nu, să vede nimeni la o bună. Era, când eram controlare, spunea, era ca o sugestie, se știa că nimeni nu să... Da. Da. Dar acum, cum primarul propune și Consiliul Local aprobă salariul, la posturile astea cheie, se poate da un salariu mai mare. Posturi cheie, dar să aibă și... rezultate. Și să fie și cu adevărat postul cheie. Că dacă e doar pe hârtie... Numai ca să atrage? Da. Adică îi atragem, îi aducem aici ca să la mai mult să-și bea cafeaua. La urmaris, de exemplu, vine nimeni pentru că să știi problema cu moștenicului. Bine ați spus, domnul Ioan, nu? Și să știi problema cu cartele autorizate. Deja s-a fost vestea. Dar nu știu de ce. Până la urmă, oricum, n-ar putea să fie tras nimeni la răspundere pentru ceva ce el n-a făcut. Într-un post unde în suferință activitatea, nu ce greu a dus la... Eu vă spun acum, deci eu văd în comună. Dă-mi ce trebuie pentru schimbul acoperiș, schimb o chestie. Dă-mi să trebuie autorizația la urmă, poate. La acoperiș e mai dificil, alea dacă schimbă forma și o să mai iei, nu trebuie expertiză. Nu merge chiar așa. Alea costă. Și ora a fost foarte mult băiat când... Când am făcut casa. Autorizație. La diverse, știți că am depus PNDR, am depus, la acolo am depus și acolo documentația cea. La contractul nu însemnă, nu? La noi sună la București, la Ministerul, sună la Cristina, că era în verificare. S-a semnat mă la Consiliuța, nu la acolo săptămână și ceva. Nu, nu le pot să apun. Cu drumul județean. Ca o propunere la diverse, să luați în calcul pentru, an, pentru la anul să turnăm asfalt pe zona, dacă putem să atragem alte fonduri, o altă, un alt proiect, dacă nu, să găsim noi posibilitatea să legăm de la râul de acolo apărăm. E foarte importantă zona. Da. Faceți o să vedeți cât sunt acolo care s-au mutat și sunt cu copii mici și da. Și o zonă foarte circulată a comunei. Este o zonă foarte circulată. Acolo ce nu a fost. Ar fi un SF. Părăul și nu după la zona. Venit în baș de la Vicău Dumitru. Așa se numește. De la Părău, de la statuie. Da, da, Părăul, așa s-a numit dintotdeauna. Da, și mers în continuare pe Părău și venim pe acolo. Drumul principal care face legătura cu pădurile, ca să zic așa. Ar fi foarte important acolo. Inclusiv eu ne-am zis. Eu acum sper să vă fi, poate să nu se trebuie. Nu-i cum, Părău, Părău, Părău. La cum? Băi, băi, e... Ești cam acum, te-ai făcut la liniște. Nu mai treabă vreo propus. Ar
vedeți că și eu am dat la noastră la stații. Așa, știți, la neam, nu poți să-l ierte, că nu mai este el. Așa? Cu mașinile astea parcate, nu am intervenit. Deci, dar dacă nu, nu se bagă nici șoferul. Doamne, speri un auzi sau ceva. Da, și eu pot să vă vezi după aia, da. Dă cu sarie, aromul cu sarie, misiv de la ce sarie. Ce nu îi faci treaba la două noapte, dacă îți lasă mașinile și așa, efectiv, chiar dacă îi spui, intenționat o să facă. Da. Păi faceți o informare. Făcut, o informare la modul, și la modul la care, dacă nu se respectă, nu ne asumăm distrugerea mașinii, sub niciun fel. Și la revedere, cu asta o v-ați scos. Da, Dar atunci trebuie să treci. Și să facem altceva. Adică suferă o, un întreg cartier pentru un berbec care nu știe să parche de mașină. Noi potrivă că nu era șosea, lăsam mașinile de la Trei Cruci. Și mergeam pe jos până acasă. Că nu era desfundat pe șoseaua. Păi și ce? Murea careva ca ei să-și lase mașinile la 20-30 de metri de colțul străzilor sau casa lor? Da, oricum. De aia a venit cu dezăderea și pe zona Mărilei n-am putut să intru decât până la... Și cine e la cu mașina care... E domnul Bogdan, o mai fost mai la Valeriță, o mai fost Frasul, mai la Valeria Horva, mecanicul, că am făcut tur și adică nu mai intra. Dar totuși intră un pic ca să faci grăbașă, ca să încurci, ca să se decide că n-am dezăduzit din cauza voastră. Da. Deci îl las acolo, urmă, nu se ați propețit. Deci nu să vreți. Când în perioada cu mașinii, să aveți și termență. Acolo, da, acolo este. Da. Nu-i parchează. N-au loc în curte. Eu rog, ce se întâmplă. Mai seara când ai loc. Deci îi parchează în drum pe o parte, da? Da. Partea aia de acoperișuri. Pe o parte aia acoperișurile alea. Și atunci când trece o mașină mare, nu mai are loc. Atinge acoperișul la porți. Acoperișul la porți. Da. Ai înțeles? Pe acolo iară e problema de urbanism. Și atunci... Cum faci acoperișul în stradă? Bune, nu se costă de poartă. Și greu e să... Astea se... Dar ce l-ai parcat, treci. Da, în prima sorbetă, într-adevăr, se făceau acoperiși și la porți. Da. Ca să... Să mai se af... Să mai se de vorbă, da. Nu mai stau de vorbă. Acum să avem Facebook. Păi ce o să mai facem acoperiși la porți? Să stea să nu plouă, ca să dau de vorbă. Nu mai plouă, nu? Nu mai plouă, acum stai. Ne considerau că eu și eu investiții pentru porți. Atunci fiind acoperișul ăla, nu mai plouă. Dar noi trebuie să ne gândim că de aici drumurile erau concepute pentru căruței. Da, cum? Dacă m-ați pentru camion și așa aici, că s-o schimbă... Păi a fost discuția cu PNDL 1. Să facem drum și 1 metri, 6 metri. Unde? Da. Ne comprim, clar. Nu știu, nu... Da. Da, sperească Dumnezeu, să-i atingi gardul, să-i atingi podețul, să-i atingi... Ceva, să-i atingi ceva, imediat. Da, dar vrea condiții. Condiții, condiții vrea. Dar să nu-i atingi nimic. Păi, dar nu se poate. Nu, e greu, dar într-adevăr, n-aș. Trebuie... Cea mai mare problemă trebuie rezolvat cu cubul. În ce fază s-o mai ajuns? La ce discuții s-o mai ajuns cu... Deci era vorba să întâlnească atunci pe toți primarii care s-au scris emisiile la Iași. Dar apoi s-au nivelul Consiliului de Seans. Fac ei propunerea pentru invitație. Așa, și? Nu s-o mai. Acum ni se vede. Iar am. Eu mă duc, pot duc la Iași în fiecare zi dacă e nevoie. Dar eu mă duc. Dar la inițiativa cui de la Consiliul Județean să vă adunați toți primarii? Președinte Consiliul Județean. Și nu puteam să-l sunăm pe domnul Sorin Brașoveanu să vedem când... Eu mai fost la o ședință, s-au chitat probleme deja, am crezut că suntem noi și urmă comun așa, dar nu știu, dar eu adică sunt... Ar fi să ajungem, deci, în audiențe și la președințele Consiliului Județean, la deputați, la... Dar nu, era care sunt funcții care la rândul lor, care la rândul lor să ne ajute. Să apeleze unde trebuie. Mai departe, dar idei, nici eu. Eu treaba la primărimea... Poate iau la cuvânt. ...acea documentație, am luat-o... Vă dat răspuns? Nu, le dat răspuns. Păi și n-au un... ei nu au un cadru legal, un termen? Ei sunt stat în stat, cine le-a dat. Prima dată, haide să cerem. Dom'le, facem o adresă, nu ne-ați dat răspuns, vrem să știm de ce. Hai să fim o dată. Lumea nu face demersurile să răspundă în termen, pentru că știi răspunsul. Să-l dă negativ când e... Păi nu, dar să-l dea negativ. Datorită căror probleme din acea proiect? Eu am motivația, vorbesc. Au motivația lor. Bine, o chestie care și acum,
Deci, firma care făcut mare proiectare de la centrul acoritoare, da. E Aradis la București. Ne-au trecut acolo la adresă, cerem părerea. Cu toate că nu are nicio treabă, extravilant, nu are nicio legătură. Bun, noi trebuie să-i conformăm. Am sunat după aceea, am plătit, nu mai țin minte exact când le-am plătit. Și au scris două rânduri. Și ce părere să le cereți? Adică ce... Dacă noi îi afectăm, cumva pe ei. Bun, și noi îi afectăm, nu? Nu, nu, două rânduri, foarte bine. Ok, bun. Deci niște chei, ale rezolvatele. Păi asta zic, toate punctual făcute, hai tu să le desfacem, să vedem, ca la școală. De ce nu îi... Au scris pe cu Stoina aproape 3 ore, și cu Mihai și cu proiectantul și cu domnul Stoina. Cum știți, am 26 de puncte a fost. Să știți că e o problemă foarte, foarte importantă pentru noi. Pentru noi toți. Pentru și pentru dezvoltarea. Eu știu, pentru că v-am zis, noi suntem și ca și primării locați acolo. Noi dacă nu rezolvăm cu pubul, investiții nu putem face nimic acolo. Pe asta. Nici cu canalizarea, nici cu extinderea alimentare cu apă, nici cu eventual electrificare, nici cu asfaltare, absolut nimic. Acolo suntem blocați. Asta trebuie să... Nu mai voi. Nu trebuie să se investească. Și atunci rămânem exact. A 26 Le-am luat pe toate sunt unele care nici s-au uitat pe proiect. Era ideea ca drumul de servitudine să fie schimbat lângă în comună, cum ar veni. În următorul drum. Așa-i trecut. Și nu mai are treabă cu drumul. Și erau alea două ocații care nu fac obiectul. Dar nu aveți treabă. Nu are vedere, asta e. Nu știu, domnul, problema e altă. Găsesc. Ne-a făcut din spate. Așa. Nu este asta problema. Da. Dar de ce intră mănăstirea, de ce intră vestei la Sascău, de ce sunt alea? De parcă la Măgura, sau altă parte, nu sunt intră de astea. Deci ducem autorizațiile de construire. Le-am depus copii. Să meargă ei și să-i dea în instanță. Pe cei care au construit. La mănăstiri și mai la pare, la ultima casă de acolo, n-ar ce să facă, s-au autorizat ei. Păi și atunci? Păi și atunci altele. Adică depunctate toate. Păi asta zic. Și vedem exact care e situația. Eu totuși mă gândesc, nu cred că e o variantă rea să mergeți într-o formulă mai mare la Iași, dar s-ar putea să fie foarte sec. La modul la care ei o să trateze problema în mare. Și să spună, domne, asta este. Nu, era să fie invitat la parcă de la cine adresc. A, să vină el. Păi, dacă merg mai mulți primari, să nu cumva să-mi spună, domne... Dar vă dau eu, sunt de ceșa, Iteștiu, Norocel. Este Heveșu, este Bogdăneștiu, este... Care știu așa din acum, prin moment. Dar probabil că au probleme mai mari ei. Și să nu ne bagi cu noi. Dar este o problemă foarte mare. Dar noi există o problemă foarte mare. Noi există, într-adevăr, o problemă foarte mare care n-a fost creată de către primărie. Nici de către primar, nici de către Consiliul de nimeni. Da? A fost creat de către cetățenii comuni. Prin... nerespectarea legii. Bun, în cazul ăsta ce facem? Să spună concret. Nu cred că tema discuției cu CNR-ul e casele din... Alea sunt. Alea sunt. Păi dacă nu e aproape din drumul județean. Da, este. Pentru că înainte legea prevedea 30 de metri de la... Nu mai țin minte. Din mijlocul asfalt. Din asul la drumurile naționale e o dimensiune, e o distanță. 50 de metri de la axul drumului. Aici da, 50 de metri. Deci are o 30 o parte. Alea trebuie să iasă din discuții. Asta este. Păi ce putem să facem? Adică suferă 100 și ceva de casă pentru o casă, două, trei? Dar este... Păi rezolvă și problema asta. Iese din discuții, asta înseamnă să facem alt proiect ca să-i scoți no, la publicului. Nu, nu, nu. Se face o alveolă. Da, se exclude din intravilan. A fost primării care le-a judecat. Bun. A fost care le-a judecat sau a plângerea ministrul transportului. Le-a scos legea. Oricum o să se găsească o soluție de rezolvare și pentru ea după ce... Acum, de exemplu, dacă era terenul liber, presupunem, absolut. Făceam frumos tot drumul trasat, deci pe hârtie, mai repede. Cu un drum corector făcut, până în drumul național, pentru că ar permite. Și era un treabă, da. Bun, acum vom face în spate. Deci, drumul în comună. Și dacă a făcut drum corector, deci era deja făcut fizic. Da. Și o să nu se mute din zona drumului național. Unde e asta? La cimitere sau la cimitere, e un caz. Bun. Ok, acolo așa. Hai să vedem și la noi. Să punctăm. Doamne, am avut 27 de probleme sau 30. Să vedem care le-am bifat, le-am rezolvat, ce mai am de rezolvat. Din momentul acela, când am rezolvat toate aceste probleme, trebuie să-mi dați avizul. Ca să putem să intrăm în... Este consiliul județean. Noi le-am trimis adresa cu toată documentația, cu hărți, cu
Până și corul altor la hatul lui la mână, dar așa le-am pus pe aia. Deci, îți dați niște ghichițe care... Eu aș zice mai eu, atâta timp cât legea prevede să se poate da autorizații pe teren extravilan în baza unui puz? Păi face puz fiecare. Dar da, tot acolo ajunge. El personal ajunge la drumurile naționale. Nu, ce din zona aia. Dar ce l-ați pot să fac? Ce l-ați pot să fac? Da, ce l-ați da. Deci avem un puz din ceasă, l-am aproape pus în local. Chiar să pot activia mai multe persoane fizice. La un puz. Dar aici trebuie eu cam să mai început un puz în zona acolo. Păi stați un pic și să facă toți cei care au casele alea să-și facă puz. Păi dar interesul lor, interes personal. Deci noi, ca și autoritate executivă, da? Nu poate, da? Că ei sunt într-o limbază. Nu, vă spun eu că nu, la Consiliul Județean nu o să accepte niciodată treaba asta. Nu, ba da, este un lucru deja. Nu, dar să facă pentru toți. Poate este așa, punctual, 1, 2, 3. Dar cum să faci? Legea permite. Deci acum nu toți sunt la autorizație. De exemplu, unde stai tu, Mitru Mutău? Ficăurile la avea autorizație... A, dar nu acolo, domn primar, eu vorbesc de când? Eu știu că are cea în zona mea, nu e. Nu mai trebuie să ajungă, nu mai sunt autorizații, nu sunt ține autorizații. Știu. Eu știu treaba asta. Acolo sunt câteva case în fața mea care au autorizație. Restul în vale, cum nu mai au. Deși stai în vecinea zonă cu celălalt. S-au pus interdicții temporale din momentul în care este acolo. Deci, discuția asta a mai fost la Consiliul Județean de acum 4-5 ani de zile de a face un pus pentru toată zona aia de acolo. După ce au psicopul. Deci, asta este regulă. Deci, dar discuția asta s-a oprit în momentul în care au venit cu ideea asta și au spus toate destul de clar. Nu se poate prea voastră, trebuie făcut punct. Pugul după aia, după aia avem nevoie să facem acolo. Păi și noi dacă putem să facem pugul, păi cum putem, cum poate să facă ea pusul? Sunt foarte multe avize. De la Consiliul Județean, când ți-ai luat certificat de urbanism, îți dă toate avizele posibile. Nu știu, atent. Dar acum mai nu se introduce și cu ultimul aviz posibil și imposibil. Toate avizele. Dar asta e efectul colectiv. Da, colectiv în face... Este frica asta de a... Și mai țineți cont de un lucru. Răspunderea din cauza... Doamnă, mai țineți cont de un lucru. Atenție, există o reglementare, o prevedere legală, nu știu dacă de când, dar zice așa, nu poți să faci pus într-o zonă care nu se leagă cu un intravilan al unei localități. Pentru că e la marginea localității să faci pus. Deci ăla care ar fi, de exemplu, cum e la Nișoară, dar să-ți facă pus, iar acolo ea nu poate să-ți facă pus. Ați încercat, doamna de tot? Nu. N-ați încercat. Eu mergeți și încercați. S-ar putea să aveți câștigitat. E acum nou punctul ăsta care ar trebui să fie deci, mult automatic. Sunt prinși ca UTR-uri. Da, dar știu, dar nu. Care spuneți, fac mașină. Deci nu cam 3 litere de persoană. Dar este la intravilan. Adică zona e de interdicție. A fost intravilan și zona de interdicție. Ia, puteți ca fel. Deci în comună stau. Deci vă spun eu că nu aveți cum să faceți o insulă undeva pe care să o faceți intravilan. Pus. Adică să faceți pus. Discuția asta știu că a fost okay. Pe tema asta. Da, dar a fost. Am adresat în altă în altă scărioare, da. Vorbesc de două chituri și de poate. Poate nu bine, dar aici nu știu. E bine mai serios. Trebuie încercată și varianta asta. Toate merită încercate. Noi, ca și instituții, nu avem cum, da? Pentru că noi trebuie să avem cum. Deci, gândiți-vă că a fost această centură, unde noi trebuia să... Întâi și după aia. Forțatul ăia că nu așa era, cred pe ce să... Deci nu prea am fost încercat. Reclamă, ei reclamă și fac, dar în momentul în care ajung la să facă investiții, atunci nu se mai înțeleg. În ce discuție nu mai vrea, așteptăm să facă... Da. Da. Să ne face până la urmă. Prevedem bani și din face pentru că... Adică zona e foarte mare. Pe asta la drumul haotic, așa... E o zonă frumoasă, dar de poate să-l consistui o dezvoltare spectaculoasă pentru noi. Se face așa haotic. Stai cu da. Sericuții de-astea.
mai lipești o bucată, mai mergi mai departe, crezi un pic, dar nu fai, hai, dă-și ca ce trebuie să nu fai. Utilitățile prin puz, da? Deci după ce apropi pucul, faci puz imediat, stabilești exact. Da, tot ce înseamnă utilități, tot ce înseamnă perspectivă, tot. Categoria. Faci interdicții, faci, da? Știu că deja ai și probleme, pentru că ne întâlnim cu niște fundații turnate în mijlocul drumului. Asta înseamnă disciplină. Când am arătat din mănăstire, am luat amendă 7 grene atunci când eram primar. Era pentru că era pe un metru pe extravirație. Intra restul prin traviraș pentru un metru. Zic că suntem vinovați cu toții. Și instituțiile care nu și-au făcut treaba și nu numai cetățenii. Nu a fost bine pentru că a fost discuția ieri aici, au fost mai mulți. Păi domnilor, vor să vândă, domnul nu se poate să vândă niciodată. N-are autorizație. Poate să vândă, poate să vândă terenul extravilat. Atât. Da. Poate să vândă la mica terenie și după aia poate nu vede. Nu-i face nimeni documentație cadastrală să închidă ochii cum e acolo casa. Iar noi, ca și o primărie, trebuie să-i spunem adevărul în față, că, până la urmă, eu plec. Plec de aici, nu stau cu toți. Și spune, bă, tu, mă implicat, bagi rola cu zonare. Nu, nu are sens. Îi spune, de văd, asta e situația și cu asta pas. Da, mai bine așa. Chiar dacă e la situația asta. Da, trebuie să reacționăm cumva la lume. Trebuie, mai bine, ceva să facem, că nu se... Ați spus că dacă era ceva, omenesc. Fiind, nu vrem noi, Doamne ferește. Mai faceți o adresă la ăștia. Dom'le, ce s-a întâmplat? În ce stadiu sunteți? Când ne dați hotărârea? Când ne dați decizia? Ne respingeți? Nu! Ca să vedem ce se întâmplă. O să mai am legătură. Acum l-am internat și mai control astăzi este ultima zi. Mai este săptămâna viitoare de la coadă de clarificări. O să avem o leac mai timp. Mai trebuie să stai pe aici, nu poți să pleci chiar. Puteți să faceți dacă nu, puteți să faceți depus. Dacă nu, proces pe palață. După întâlnirea de ieri sau cealaltă, când a fost cu cetățenii, ați avut un proces de luat, puteți să... Uite, domnule, în urma întâlnirilor cu cetățenii, ne cere și nouă un rezultat. Ce se întâmplă? Proces verbal. Nu interesează. Deci, credem din discuția cu la Iași, păi nu interesează din ce țară în care casa a rimas, are un lucru. Legea de partea lor. Orice 400 să nu știu care este, care e. Înțeles că le dă drept. Totuși, să nu renunțăm și la... Nu, consiliul ca și discuții apelare, haideți să vedem că și noi trebuie să chestii de genul. Și mai sunt documentații, stufoase pentru un pulvă excavator. Facem pentru PNR. Îl descurca pentru asta, dar dacă nu depinde de noi... Deci să mergem tot pe mâna, ideea mea, hai să apelăm să vă ajutați. Nu ne ducem bine, haideți să mai ajungem la ea, consiliul noi de reprezentanți care să vină cu noi. Să vadă și posibil profund. Cât să capă mașina, 2-3 cât o să țin. Păi, o punem să ne ajute. Nu ne mai duce mintea să se facem. Veniți în ajutorul nostru. Păi, asta vreau zic. Nu pot să eu vezi. Facem traversare, facem... Facem traversare, facem... Turnăm asfalt până la... Facem tunel, trecem lingură de... Ghichipot. Nomenclatorul, cum facem? Haideți mai să zile astea sărbătoare. Să ne gândim, luați câte ori exemplar și veniți câte propunere. Noi să le selectăm și o să facem o sumă. Dar ce vă referiți la asta? Păi am discutat în mare. Acasă, mai lejer, și luați referiți să și puneți-vă acolo, scrieți cu pixul. De la aceea? Da. Ne putem consulta și cu vecinii, cu doamnă vecinii. Exact. Nu? Eu, de exemplu, aș putea... Eu nu fac. Să nu uităm de exemplu. Suntem 15 băieți. Să nu uităm de exemplu. Poți să vezi prin 15 băieți pe care le votăm. Să nu fie uitat de conform cursii de cineva și să rămână ca și izvorii.
primar? Domnul primar, domnul primar, eu vă sugerez. Cum doriți, până la urmă, ori poate fiecare să-și spună punctul de vedere. Eu vă sugerez să vă faceți un, o denumire a străzilor după cele vechi, da? După care fiecare care stă în zona lui poate să vină cu o propunere sau vă puteți consulta cu ei. Că așa dacă ne apucăm noi să facem fiecare propunere, nu mai ajungem nicăieri. Eventual și contacta telefonii. Da, așa e de acolo, până acolo e ok. Să poate zona cartierului nou, că acolo nu mai poți. Mănălia tot, mănălia să rămână Siros. Nu, nu e vorba și de străzi. Denumiri. Noi trebuie să ținem cont de exemplu dacă... Puteți să împărțiți vizunii? Dacă, domnul primar, eu mă pot exprima pe zona unde eu știu scuze bine. Ce înseamnă Părău, ce înseamnă Calvar, ce înseamnă Suhar. Deci există cartierul Calvar, este cartierul Suhar, este cartierul Părău. Ce poate să fie pe traseul respectiv, ce se poate numi Părău, ce se poate numi Calvar și Suhar. După aia mai sunt niște străduțe adiacente care ale le puteți denumi cum credeți fiecare. După aceea să facem noi două, trei comisii, să mergem pe fiecare stradă, să fie numerotate. Așa. Stânga mar și dreapta e pas, nu știu cum. Adică, da. Chiar dacă străduța asta, mă, am văzut de aici, se cheamă... Bine, are o Ș. Silos. Sunt Silos. Sunt numele, dar trebuie schimbat. Nu, nu, e opția de a pune accent. Silos. Nu, nu, accent, dar sunt urât. E Silos. Dar nu poate Silos. 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 Știți cum s-o aude? Eu așa aud, ca și cum ar fi Cioc. Silos. Domnul primar, mai este o chestie, vă rog, nu mai e un pic. De exemplu, mai sunt și denumiri ungurești pe care le putem transforma, le putem traduce. De exemplu, la Hidar. La Hidar, acolo se știe la Vale că e la Hidar, nu? Acum se poate pune strada rece. Domnule Vici, dar la Tișinău, pe scumpul. Cum traduce?